cu ajutorul Dumnezeu și cu Harul de Sus, că dăjduim că mă ascultam cuvântul lui de despărțire și de dragoste despre atât despre cuvântul Evangheliei de astăzi, cât și despre acele adevăruri care nu se țin în sertare sau nu pot să le lasă să vadă Dumnezeu. De aceea, primind la Dumnezeu, am lăsat pe monacul Valerian Grecu, mult pătimitor în temniță împreună cu drepții mărturisitorii și noi mucenici ai temnițelor comuniste, numini și păcrii pe acest lineal, pe acest lineal care vor așeza drumul nostru pe mai departe, din, pe cum a fost pentru ei din temnițe către Sirențari, la fel și pentru noi, ne dăjduim că vor fi pașii aceștia așezați într-o nădejde, ca, indiferent ce primejde și ce turburări vor fi, și sunt deja în jocul nostru, să putem merge pe cum au fost ei cândva viitor și sunt împreună cu noi. Părintele, după 24 de ani de dreapta din mine, și după multe încercări și multe pătimiri, a venit și aici, în acest loc, străin, să mă părăsească despre lumină. Să-l ascultăm. În numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Dar credința mea spune că mult nu va dăinui în totale când Domnul Iisus a vorba de lui. Preacuțerii părinți, dragii mei cântăreți și iubiții noștri credincioși. Eu nu am cuvinte să vorbesc la dragostea dumneavoastră, la națiunea dumneavoastră, dar cu starele mele puteri și cu ajutorul mai puțin Domnului, și cu binecuvântarea preacuțenicilor părinți, voi schița doar câteva cuvinte. Preacuțenice părinte, Evanghelia care s-a citit astăzi are o mare însemnătate și anume că Mântuitorul, când i-a găsit pe Sfinții Apostoli, l-a pescuit, n-a prins nimic. Și atunci, la glasul Mântuitorului, spune la apostol, l-a aruncat în mreaja, Doamne, n-am privit nimic, n-am privit nimic. Și la cuvântul Domnului l-a aruncat și a prins o mulțime de pești. Dragii mei, mult aș fi spus să spunem aceste cuvinte a Mântuitorului de Evanghelie astăzi, dar aduc o laudă părintelui de aici și laudă este al Dumnezeu, că am văzut că este larg la Sfintele Taine. Preacuțenice părinte, să vă călciți mrejele bine, să prindeți pești cât de mulți. Astăzi am văzut că mrejele Sfinților voastre s-au împărtășit copii și din creștini. Cei ce nu văd în partea noastră sau din partea Galatului, Constanța, Brăila, în Bisericii de Boale. Să Mântuitorul închis în Sfintele Chivotie și în Sfintele Potire. Preacuțenici, părinți, nu opăsiți, nu ostăniți și adați Mântuitorul cât mai des. Că fără Sfânta Împărtășanie, fără Sfântă Biserică, fără Mărturisire, noi mântuim. Zic asta pentru că în temniță din care am trecut, nu ne-a lăsit Sfânta Liturghiei și Împărtășania în fiecare zi. Și astăzi, Mântuitorul moare în fiecare zi pe Sfintele Altare și stă și spune, veniți la mine toți emoștăniți și împovărați, și eu mă vor dicti. Și
noi stămereți față de El. Ne-a mergit atât de mult. Biserica a triumfat în cele 300 ceva de ani în prigoană, care creștinii noștri din catacombe se rugau să împărtășau zilele. A triumfat 40 de ani în doctorie de comunist, a triumfat și a băgat spuma și crema țării noastre prin termeni în care acolo a întâmplat cu adevărat catedrale care astăzi trebuie să fie părtare și stăm departe. Este libertate să se dea biserici, să fac cuci la răspântii, să bisericile sunt oare. În timpul privării bisericii erau mai pline, oamenii deși erau forțați să furișau, să veneau în Sfânta Biserică. Astăzi, vedem, s-a adus biserica creștinilor într-un fel de căliție pe care suntem împărtători și stăm cu mâine la piept ca și cum s-ar întâmpla nimic. Dragii mei, timpul pe care trăim 30 de ani când este libertatea, ne-au adus din Occident cu roiul păcatelor. Tineretul nostru a luat o razna, televizorul, internetul, toate, iar mai ce este rău, ne-am dobitocit. În timpul prigoanei era mai multă credință, acum suntem amazut într-un fel de călicea. Dragii mei, schimbați-vă viața. Am învățat copiii dumneavoastră, nepoții dumneavoastră, am văzut că aici copii s-au împărtășit. Aduceți-i. Tineretul nostru, menirea de ei, în timpul prigoanei copiii se dădeau la lumina zilei. Nu era voie să faci avorturi, mamele. Acum libertate mai este încă țară românească, 30 de milioane de copii sub picioarele noastre și strigă la mamele care au născut criminalilor. Ne-a dus la întuneric. Dragii mei, trebuie să ne trezim. Și ne trezim la realitate că suntem creștini români, născuți, nu făcuți. Ne-am răcit. Suntem aproape prezi de locuri, noi creștinii, în avorsuri, în crime. Ești iertare, dar opriți-vă. Avem preoți, mărturisiți-vă, pocăiți-vă, că Dumnezeu a venit pentru cei păcătoși, nu pentru cei drepți. Maria Magdalena, care a fost cea mai păcătoasă, și când a venit și l-a văzut Mântuitorul, a intrat în casa lui Simon și a căzut în genunchi la Mântuitorul și cu lacrimile ei i-a spărat picioarele și cu părul capului i-a șters picioarele. Simon gândea, dacă aș fi câte păcate are femeia aceasta, și atunci Mântuitorul îi spune, Simone, am să pun ceva. În casa ta am intrat. Nu mai respectat ca această femeie. Vezi tu acea femeie? Mult a greșit. Mult și iartă. Dragii mei, un păcătos care a fost vituiat, un bețiv, un curvar, un târhar, care se pocăiește, Dumnezeu îl primește. Sfântul Ioan Evanghelistul a pregătit un ucenic, după ce l-a pregătit, l-a dat pe mâna unui episcop.
După aceea, pe mâna unui preot, s-a lăsat ca mânăgrijire. S-a devenit șeful cărharilor, a criminalilor. Și când a auzut Sfântul Ioan Evanghelistul, s-a dus să-l caute pe el. Întâlnindu-le, fugea de Sfântul Ioan Evanghelistul. Și atunci Ioan Evanghelistul îi spune, nu fugi, că n-am venit în cer, am venit să îmbrățișăm. A îngenunchiat în fața lui Sfântul Ioan Evanghelistul și a ascuns mâna dreaptă cu care a făcut atâtea crime și l-a primit Ioan Evanghelistul, l-a iertat. De aceea, dumneavoastră, avem astăzi Sfinți Evangheliști, preoții noștri, care sunt largă geabă la pocăință. Mi-aduc aminte pe timpurile noastre când eram în mănăstire, acum 70 de ani în urmă, preacuterii părinți, era împărtășarea fiecare zi la Sfânta Liturghie în mănăstire. Eram 40 de călugări, sub 30 de ani, tineri toți, liturghie în fiecare zi, cântări, cu Duh se cânta și intrând în procese, în greutăți, a trecut părintele Arsenii Boca pe la noi, scăpând de la canal și nu uit cuvințele lui care le-a spus așa. Dragii mei, pentru că mănăstirile bisericii nu poate mai da sfinți, veți merge prin temniți și temniți se vă transforma în cățădare. Și-a ridicat mâinile și s-a zis așa, o, poporul meu, nu știți să vă așteaptă focul și nenorocirea. S-a plecat. Iar am copilat, nu am putut să înțeleg acele cuvinte și regret. Cum de n-am vorbit, ca după 2 ani ne-a arestat, ne-a pus în dubii, ne-a dus în temniți și am ajuns, nu pot să descriu cât mult pe care am trecut fac ca Sfântul Apostol Pavel, care temniță, din care temniță n-a trecut Sfântul Apostol Pavel. Așa că și mie și la cei toți care au trecut, le-a făcut parte ca să întâlnim, să împlătășeam aceste temniți care s-au transformat în catedrale. Preacucernice părinți, preacucernice părinți, dragii mei, iubiții mei, scumpii mei, vă iubesc ca pe ochii mei, mai mult. Suferința mi-au dat de-a iubi neamul meu românesc. Nu o să descu cărăuie care i-au băgat. Pentru că acolo a fost purificarea credinței, acolo ne-am întărit în credință. Cine l-a pierdut pe Dumnezeu poate găsi în suferință. Văd preacucernice părinte că aici este vitale de aici în București, aleagă întâi la doctorii trifindice trupurile. Nu e așa. Mergeți la preoți să facă rugăciuni, că mult face și acolo spune la Sfântul Mastru, este cineva bolnav, se cheme preoții bisericii, o gândi cu tu de lemn și credința lor se va mântui. După aceea, la doctor pe care și pot să facă, că sunt doctorii, medicii, fac cu ajutorul Dumnezeu. De ce a zis că în închisori în temniți s-au vindecat multe suflete, ne-au ucis trupurile. 80.000 a fost îngropat și de zi în Balta Mare. Blăsămata de securitate care a ucis neamul nostru, marca și crema țării noastre în preacuternice, părinte. Deci, a ucis trupurile și a trimis sufletele în cerul. De acolo ei se roagă pentru noi. Eu am simțit puterea Sfinților care a trecut. A trecut preacuternice părinte
pe la Gerla, Aiut, Jădava, Făcărești, Pitești, Galat, Bărlat, Tecuci, plus Balta Mare în toate coloriile. Ca în 24 de ani, prin care am migrat prin Terneți, am ieșit mai lucit, mai sărătos, chiar să trupește și mi-am întărit sufletul. Mi-aduc aminte pe 63, așa, de la Aiut, când acolo am întâlnit cu părintele Irei Lăcătuș, cu părintele de la preasfințitul Vartolomeu Aralia și cu alți preoți de mitar, cu părinții Ioan, care cunoaște, care a fost duhovnic cu mănăstirii Vladimirești, care a fost o perioadă aici, în București, la mănăstirea Plumbuita, este duhovnicul meu. De aici, din Plumbuita, l-a mutat la mănăstirea Recea, ca să ajunge la ultima predică aici în București. Mă duc de la Plumb la Reci. Dragii mei, oamenii cinstiți, oamenii lui Dumnezeu, sunt marginalizați. Mi-aduc aminte acum, 50 de ani în urmă, biserica noastră, ierarhia noastră, oarecum Ionul Cranștan, care împărtășea lumea, aducea lumea pocăință, nu putea să împărtășească individual, ci le facea niște agare mari și îi împărtășea cu mine. Pentru treaba asta a fost izolat, criticat, chiar până la voi, Dumnezeu să-l ierte, preasfințitul Valerian Caharia, când a venit pe la voi la mănăstire, ce căutați voi, măi, aici în mănăstire? A fost cândva pe timpul Ștefan cel Mare, acum s-a terminat. S-a făcut o carte acolo lui Ioan Cronștian. Buruieni uscate crescute la umbra bisericii noastre. A trecut atâta ani și iată care vă duce să vedeți voastre zi. Biserica scoate la lumină, nu grăbește, nu întâmplează, dar scoate la lumină toate. Eu nu m-am gândit ca mai ies cu viață, preacuțenți, părinți, ca să vă vorbesc cu atâta foc. Și cu atâta așa, am zis așa, Doamne, dacă voi scăpa, și cu perii în capul îi voi vorbi. Și cu degeți la picioare, că când eram în celulă, mai făceam să noi câte rugăciuni, mai vorbeam în șoapte. Că ne auzeam, lasă gura! Încât era în stare nici să gândești despre Dumnezeu. De ce am spus prima dată, dar în gădința mea îmi spune că mă nu va trebuie și pentru taică mi-a dorit crucea tot Fabiului. A trecut 40 de ani pângărit bisericile, preacucerici și părinți, la Galați, a transformat biserica în atelier și Sfântul Altar, trei cabinete Fezeu. Ce era groază și Dumnezeu a lăsat 40 de ani. S-a dat martiri, s-a făcut sfinți. Ne-a băgat în închisoare. Așa că părintea Senebog a spus, veți fi duși prin Terneți. Deci nu am fost arestați. Am fost duși pentru preamărirea lui Dumnezeu. Am vorbit care o mai cunoașteți aici, dar vreau să vorbesc pentru cei care încă n-au știut și nu știu. Acolo prin Terneți, am întâlnit oameni de valoare, unii aveau de spânduri, că era regimul foarte, foarte strașnic. 20 de 200 km paradic,
40 de roade să le urci pe zi. O împolonit din ciorbă, os de cai cu vază murată și înapoi încă 200 km de braț. Mureau. Și acolo am întâlnit oameni care leasă pânduri, care adunau bucuri de țigară de pe urina cadrilor. Și am întâlnit doi tineri acolo, care erau tărașii deputorați, arestați pentru că a vrut să evadeze țara și au prins. Și le-a ținut moralul, le-a dat câte rugăciune, acolo se învăța cu paie de mântru pe talpa bocancului, uți cu tăteteu, s-a învățat acolo Scriptura. Acolo m-am îndumezeit, acolo am învățat ce înseamnă credința și suferința. Și l-a pierdut pe Dumnezeu, îl poate găsi în suferință. De aceea, bolanii noștri care sunt îți sufletește, dacă s-a întâlnit sufletul, să vindecă și trupul. Și a spus acești doi tineri, dacă ieșim afară, le facem oraș. Băi, să fiți măcar bun creștin, nu oraș. A trecut 10 ani și noi ne-am îngerat cu decretul lui Gheorghe Udeș și am plătășat mănăstirea. Ca să aud, unul este la mănăstirea Căruga în Timișoara și unul care este, care cunoașteți, părintele Ioniții de la Frăsăneni. A ajuns un duhovnic discuțit, un duhovnic care a trecut prin foc și prin apă, așa cum a spus asta la Parimei, la Primigerii. Omul se lămurește prin foc și prin apă și este mai lucit. Aurul, dacă nu trece prin foc, nu este, nu ce curăță de origine. Așa că eu nu pot să acuz cu nimic, decât acuz regimul trecut, a fost niște rog trimis Dumnezeu să lipsește credința noastră, o credință fără suferință, nu este credință. Ne arătăm, ne afișăm astăzi, să umplim biserică și sunt, dar plecăm cum am venit. Nu învățăm. Am învățat copiii dumneavoastră când ieșiți afară, când stau la televizor cu țigara în gură și privește, dacă privește de aici stulpa. Duceți-te la o fărâmă de țințenii și lor acasă. Aduceți-te. Evanghelia astăzi ce-a făcut apostolii când a spus Mântuitorul? Vestirea acum pescar de oameni. Și s-a dus că a făcut pescar de oameni. Avem astăzi pescari, avem episcopi, avem patriarhi, avem preoți. Sunt pescari bisericii noastre. Biserica este năvodul. Și-l bagă în biserică. Fiți în biserică, alături de biserică, alături de preoți. Nu ascultați alte urechi. Biserica este temeiată pe temeia Sfinților Apostoli. Celălalt sunt rupte de biserica noastră și caută să vă rupă. Deci din partea noastră, noi, preoții, arhierei, toți, trebuie să fim oglinzi și ferește la cei din jur care ne ascultă și ne vede. Dacă suntem ferește și oglinzi curate, vede prin noi pe Dumnezeu. Ca să știți un lucru, pe Dumnezeu este cu neputință a-L vedea, iar pe tine prea curată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, Mântuitorul, prin Maica Domnului. Căutați bine. La mine măsură care mă decară, părinte, sunt bolnav. Am copilul așa și așa. Ce mă fac? Când venea părintele să iei după ce ne-am eliminat, s-a făcut niște călugării ca de sine. Să vă dau care mă decară, din bolnav, mai de pe închisoare, cât bolnav. Că părintea să ne invoca scotea pe Mântuitorul din sân, răstignit cu coroana de cap.
Vrem să fim mai breși? Cu boală putem intra în Părăția Dumnezeu, dar cu păcate nu. Și ne întărea. De aceea, dragii mei, iar am fost prins. S-a făcut aici călugării în timpul Ceaușescu cu Părintea Seneboca, cu Părintele Ioan, în București. Și am trăit momente, ne-a prins, iar din nou l-a arestat. Și tot așa, și tot așa, până au căzut, să spun, seara lor și de la sănătate. Mi-aduc aminte de cuvintele lui preasfântitul Nicolae Popoviș, care l-am cunoscut la mănăstirea Tudor Vladimirescu, la preoția lui Părintele Ioan. A venit acolo și a trebuit o predică așa preasfântitul Nicolae Popoviș. Nu ne vom închina Dumnezeului la răsărit, la Steaua Republicii Roșii. Ne vom închina Dumnezeului, Celul care a făcut cerul și pământul. A tras o predică, era un domn de susținut din mii de suflete în timpul ala. Și acum, în libertate, predică Mântuitorul în Sfânta Masă și strigă mereu: veniți la mine toți de otaniți și împovărați, luați drumul meu și sargina mea este ușoară, veniți! Strigă! Oarecum vor răspunde noi în fața lui? Măicuța Domnului stă-i genunchi și se roagă la fiul ei și spune: iartă-i fiule și de-a dat asta, nu mai pot, maica mea, că a făcut păcat îngrozitoare. Iartă-i fiule și de data aceasta. Dumnezeu îngăduie prin țara noastră sunt și sfinți. O fi Ierusalim capitală, o fi Sodoma și Gomora, dar sunt și sfinți. Deci zic asta într-o adunare aici în București în timpul Ceaușescu s-a făcut niște calumării, mă întorc ca destine. S-a venit care mai de care acolo, a trecut de mediul nopții, s-a împărtășit din mâna dreaptă al Ceaușescu. S-a comentat chiar așa, cu părurile făcute, cu unghiile făcute, am gândit. Și când am ieșit de acolo Părintele Ioan și Părintea Seneboca, am pune mâna după cap și-l spune: ce gândeai? Ai văzut și inima Zeu? Inima ce mă cheamă pe mine cu tot dorul, vin cu tot cerul și o fac altarul meu, așa spune Părintea Serii Mântuitorul. Să-ți spune, ce gândeam? Așa că aici în București nu sunt sfinți. O fi Sodoma și Gomora, dar sunt sfinți. Așa le-a spus. Ne-am despărțit, am mai trecut timp, am mai întâlnit, nu l-am mai văzut. Ai trecut la cele veșnice, de acolo se roagă și e vorba ca biserica să-l canoneze. Dar el este sfânt de când s-a născut, din pântul cele mai susane. De aceea, dragii mei, vreau să mă retrag pe sfârșit, așa, mulți care m-ați mai auzit, că văd că mă urmăriți. Așa pune Părintele Arsenie Boca. Eu am vrut să mă încadrez practicienii și părinți după eliberare și Părintele Arsenie Boca mi-a spus așa: băi, să fie o apă mergătoare, nu sta cu moruștele. S-a zis așa: Doamne, dă-mi putere. Este acolo, de la El vine puterea, dragostea și mângâierea. Doamne, Doamne, ascultă meu glas, că-și nădejdea noastră în dragă, numai în tine ne-a rămas. Mi-a dat Dumnezeu, m-a apropiat din nou de ziua. Și mi-a dat Dumnezeu, dacă-s pentru El, de-a-L mărturisit cu foc, încă nu uiteți. Dragostea dumneavoastră este uleiul care ne-a spurnat în cadra n-a uscată.
este o secetă pe pământ. În timpul prigoanei, în timpul temnicilor, repet, ca a făcut martir și a trecut în chiar. Acum ne hrănește trupurile și ne ucide sufletele, cei mai scumpi. Stadioanele pline. Biserici în goană. Titanile pline de bolan, dar părinte păcatului. Tribunalele pline de forturi. Care nu era asta acum. 67 de ani. În libertate fie. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu nu va veni cu biciul, că ne va da un călcăi, ne turtește pe toți. Vai de cei ce vor intra în mâria mea, ori Mântuitor. Vai, acești puțini care turtesc aici. Eu am fost pe o tribună și aud în toată România. Că turtesc acuși. Mă jertfesc, mă dăruiesc pentru dumneavoastră. M-am dăruit în chisoare. Am salvat acolo Dumnezeu, i-a trimis. A dus-o așa de ușor cu Dumnezeu. Iar acum, am libertate, mă usuc. Ferm într-o oară fără apă, clocotesc. Că deasupra mea este altă oară care abia se încălzește. Așa am ajuns la mare creștinii. Suntem crădicei, numai tine de aruncat. La stângă. Deci, dragii mei, nu am cuvinte, sunt sărat, dar când mă pun cu capul pe pernă, acolo este oara, da? Rezetuiesc sufletul și mă văd cu focul stâns după împărăția lui Dumnezeu. Am văd haina strântuită, dar mă rog, Măicuții Domnului, și vă aduc pe toți care vă sunt la distanță. Suferința a dat sentimentul religios în sânul neamului să creștinesc. Mi-aduc aminte de părinții Calciu în Balta Mare, eram la Stup, cu părinții Iustin Părbov, cu părinții Iubii la Cătuș. Și cu alți preoți acolo, în bătaie de joc, mi-a dus și Sfinții Pierași, când era un gel puternic, în alt job, ca să tăiem duc. Repet, care s-a auzit, dar și Evanghelia se repete. Zic, ne-a dus acolo, ne-au ordonat să intrăm, cum să intre, papura era a mijlocul acestui bălci. Am intrat, trăgea noi. Mi-aduc aminte, nu l-am mai văzut că părintele era că atunci de atunci și acum a fost la cimitirul lui. Și am, când am intrat în cahou, atât am zis. Părinte Ilie, hai la Stuh! S-a mișcat gura. M-am lăcrămat, i-am văzut trupul, s-a mișcat cu lacrimi. M-a întâmpinat un grup de creștini care erau acolo, și l-am vorbit. Dumnezeu vorbește. Eu ce ce fac, nu fac cu puterile mele, eu sunt un buroi, dar mă inspire cu ajutorul lor ca să vorbesc. Ca așa a spus părintele Arsenie Boca, bă, vei fi trânsita noastră, noi suntem acolo și te ajutăm. Iată-le, o să plec. Acum ce întărește trupurile și ne ucide sufletele. Mii de biserici vin dărmate. Și de deși biserici. Ar trebui să mergem în genunchi la ele. Am părăsit. Omul creștin în timpul prigoanei nu lucra. Se furisa, se făcea. Și nu lucra. Iar acum libertate ai vers cu tractoarele, să duc cu gest și de Doamne libertate. Și Dumnezeu v-a spune, v-am dat prigoana, nu v-ați pocăit. V-am dat libertatea cu ce ați făcut cu el.
iată-le că îi pândește. Eu din partea Galatului Preacucerciu, Părinte, repet că Dumnezeu era 40 de călugări în mănăstire și ce-a spus Maicuța Domnului, vă trimit în lume pe pușcării. S-a format 40 de mănăstiri fiecare acolo care reprezentau o biserică vie. A murit săracul, mai suntem trei în viață Preacucerciu, Părinte, și l-o zic. Dar din voia lui Dumnezeu, așa, mă văd tânăr, sunt cel mai bătrân, pentru dumneavoastră, dar mă văd cel mai tânăr ca dumneavoastră, pentru că suferința m-a întinerit. Nu puteam eu tot. Am o pregătire, mi-aduc aminte să facea liturghia fiecare zi și mă duceam acolo după o sobă, puneam capul. S-a terminat, e mătrezat, a luat stropul. Mai bă, că s-a trezit, s-a terminat la trebuie. Ei, Dumnezeu și-a spus, vă scot afară. În 55 arestați și în 60 că vreți de gorul. Ne-a scos cu toți. Ne-a scos cu toți pentru că mulți ne-am adăpostit să purtăm o haină și ne-a repetit de tot, suntem și în spate, așa spunea Părintea Cerepoca, suntem niște târhari, niște hoți care ne-am trădat pe noi înșine. Spune că a zilit prințul Dumnezeu și ne-a păcat. Și care a fost greu curat, a căzut în hambar. Care a fost bravo, s-a dus. Mai trebuie cernere și acum. Când, cum, va veni. Deci, doamna, niște revizor, am venit o repoata mea, nenii părinții s-am adus la televizor. Zic el, păi nu vrei să ai informații, dar zic am Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură nu este o carte. Este un soare, rup din soare, care cuprinde totul. Sălante toate sunt bolnăvicioase. Așa spunea părintea să ne pot, părintele Ioan. Este cu lovit, cu neputință de lovit. Deci, l-a luat. Și că au de fară. Ce este? Când ești părinte și s-a întâmplat în tare loc, da, pe spune-ți, așa, să ne aud, fără să stau acolo. Tineretul m-a trăsat, chiar să te noi bătâne, chiar să pornați. Am ascultat, am dus și se cetez cu rugăciuni la televizor. Această icoană a seară, nu dacă ați urmărit, părinte, a fost niște profesori aici, în București, și-au dat la aparat. Un medic, un mare cărturat, un mare profesor. Și-a fost întrebat, ce înseamnă televizorul și internetul? Și icoană a seară, fără pătruți, sau cel bolnav, și-l tutat, îngrești, privești acolo. Deci, dragii mei, anticrist, care lucrează cu toate forțele pe ucenicii lui, lucrează în timpul luminii. Delicat. Că în timpul eu aveam crucea la gât de lemn, scoptată pe cu cerțul părinte, cu timpul Maicii Domnului, și cu timpul Mântuitorului, în ziua de Sfintei Cruci, sunt călugărit în 1963. Și când l-au găsit-o la cât, au luat-o și mi-a fărbat-o și a spus, mi-a creștat să fac minuni și vă fac. După 40 de ani de suferință, Dumnezeu a făcut minuni. Biserica din Galați, care a transformat-o la Teresa în Vecheu Sfântul Altar, triumfă acum. Cine s-a gândit vreodată că biserica va triumfa? Că va triumfa în sportul iadului nostru farmat. De aceea nu va trebui așa. Iubiți preoții, așa, cu neputință fiecare, așa. Când s-a îmbrăcat preotul o adenzii,
nu mai este El, este Hristos. El este un martor alergat, timpul fără timp, să fiți larg, dacă chiar nu părinte, la fetele taie, să dați, mergeți la colaț, nu oșteriți, nu obosiți cât este timp. Dați până votul, prindeți pești, prindeți, plasa simtului voastre este și mai deasă și mai rară. Așa ne-a făcut părintea să ne boca. Bă, plasa ta este rară. Dă pești mici jos din plasă și ieși cei mari. N-am înțeles, prea cu cei părinți, acest cuvânt al lor sfânt. Acum regret ca cei doi apostoli care mergeau pe drumul Emausului și le vorbea Mântuitorul, am bine de el. Și când s-a despărțit, atunci s-a cunoscut. Și spuneau Luca și Cleopa, oare nu ardea liniile sânul nostru și din graia pe care și când ne-a vorbit? Așa știu și eu. Ne-a grăit Părintea Stelii Boca, Părintele Ioan, Părintele Ilecătuș, Părintele Iustin Părvo, Părintele Carlo, Preasfântitul Vartolomeu Analia a stat 8 de zile la Iud, legat la lampuri și acum de Doamne. Unde mai sunt cei ce nu mai sunt? Unde sunt? Sunt în cer. Și acolo mă ajută și văd. Am de putere. Eu, preacuțelice, părinte, vin acolo, a vrut să preasfântitul ca să ia a Galatului și am pus acolo pe pictură de părinte, pe preasfântitul Nicolae Popovici, care este martirul realului nostru românesc, pictat de pictor, pe părinte Arsenie Boca, pe părintele Ioan și pe maica Mihaela pictat. A îngenunchiat preasfântitul și le-a făcut o ecterie și ce era posat. Atâta bucurie mi-a făcut și am zis, Doamne, iată, m-am îmbrățișat și acasă am crit pe o parte și pe alta, tovățit de metri până intră la chirii, până s-a poate. Și am făcut o cântare așa. Iată acum, nu, cel ce-mi podobește crinița ridici, poruncește că nu se cade așa în grijit de haină sa. Iată acum ce este bun și ce este mai frumos, fără a locui frații împreună. I-am cântat pe atâta foadele pe la poartă. A lăcrăbat pe Sfântul. A lăcrăbat. Trei nopți și n-am putut dormi. Din bucurie. Să știți că la bucurie nu pot să le desca. Să vă dau un exemplu. La Nicistoare, când avem decretul lui Gheorghe Udeș, a spus așa, este decret. A fost un abuz din partea securității. N-am avut oameni pregătiți. S-au făcut arestări necontrolate. Sunteți, aveți, să aveți legătură cu familia. Primiți pachete, vorbitoare. Nu mai lucrau. Totuși lucra, șefa, a vrut agonia, libertate. Și aduc aminte de ori de trânt, făcuse 18 ani meditoare. Și că îmi spunea, că a lăsat copilul neagră, oare cum mă mai arată copilul meu? Și a vrut la vorbitor cu copilul, mare de acum, de 18 ani, cine este? Păi de cu noi, atât, când am văzut că a murit la picioare, soției lui ca copil. De aceea, că îmi spunea acolo, așa, ce dăm, Doamne, bucuria Mântuirii Tale și cu Dumnezeu să-mi pretor materește. Vreau, preacuțenice, părinte, să ieșim din amorțala asta. Este o amorțală, cam peste tot. Deci, să fim, că fără Sfinte Părinți, și Părintea Arsenie Boca a spus, că ne-am întâlnit acum libertate, părinte, cum va fi să batem omenirea asta cu vin? Merge dintr-o amorțală, amorțală. Fiind
A spus așa. Va mai veni o prigoană care vor da, vor fi dați prigonitorilor după aceea martirazului. Și prin acest lucrat va câștiga neamul nostru românesc. Nu vă temeți, suntem puțini. Mântuitorul cu 12 apostoli a cucerit omenirea. Mântuitorul și-a ales apostolii s-a dus acolo, la lac, n-a prins nimic. Doar în toată noaptea n-a prins nimic. Dar la cuvinte tare, iată, aruncăm. Că n-a tras breaza, nu mai putea. 12 apostoli a tras brezele apostolii și-a plecat în toată lumea și-a pescuit atâtea suflete păgâni. Pentru apostol Petru și Pavel decapitați la Roma. Încât a spus, Doamne, nu mă răstecniți ca Mântuitorul, că nu sunt vrednic. Mă răstecniți cu capul în jos ca să prindeți cerul. Și asta pot să fac întâlnirea capului. Deci, ce spune el? Nu sunt vrednic și poate vede acum față de slava care mă zic-o el. Eu v-am vorbit până totdeauna că cuvântul meu nu se poate termina. Să termine bulbarea, desfrânarea, mâncarea, băutura. Să termine toate astea, au o limită. Dar cuvântul Dumnezeu este fără sfârșit. Cum spun acolo la capul cărții. La tot sfârșitul am văzut sfârșit, numai cuvintele tale sfârșit nu au Doamne. Nu are sfârșit. Că vreau să mă rătrag, ca vieții care și mi-ați proverbe dumneavoastră. Așa? Dar Dumnezeu pe mine mă umple, că mă duc în altă parte. Și curge Dumnezeu prin vasă slavă. Și a zis și eu, Doamne, dă-mi să mie un semn cumva la suferință, chiar sufer pentru tine. Și am văzut la cucere și dincolo cine așteaptă. Ce bucurie așteaptă. Și atât a zis. Nu sunt vrednic și pătrânit de acum față de slava care nouă mi s-a arătat. Și a făcut Sfânt Apostol Pavel. Îi spune, băgați de seama că după plecarea mea, vor fi lupi îmbrăcați în pedioare să răpească ucenicii, nu mă depărtați. Sunt mulți lupi acum în pedioare care vin pe acostă și chiar prin Italia am văzut, le-am adorat cărțile. Iehoviști și alți, iată religii. Deci noi trebuie să-i facem datoria, să strigăm. În comuna mea, unde sunt, toate este ortodoxă. Avem 45 de băieți călugări care pe Ceamara, cu părinții Ioan, la Mărești, și 60 de băcuți care au fost santedei la granița țării noastre să nu fie păcăriți în țara de alte religii. Nu avem precuțeni cu tine. De mie la mașină, Domnului. Așa că a fost răzare. Mi-aduc aminte din părintele Creopa, s-a dus la părintele Ioan. Părinte, aveți puterea. Dați-mi să mie niște băieți să-mi folosesc mănăstirea. I-a dat părintele Ioan 30 de băieți numai din comuna mea. O ajut. Călugări, diacon, și când a venit prin goara, Sigur și părinții Creopa au fost un pic prudența. Prudența e egal cu păcatul și calcul este într-o încurcături. În acădinții nu. Și dacă a plecat, sigur și ei au plecat. Care mai plecare? Să ne este un loc s-a înturat și a devenit mai răi ca pe ei. La Vladimirești, părinții Ioan, din gherza dinainte, din Zlava, le-a scris epistolii către ele să le tărească. Mi-a luat aminte părinții, precuțeni părinți, de părinții din Dorobantul, când a fost împrăștiate pe diferite comuni unde erau, a venit la noi, a venit și pradii. Și striga așa, trăziți-vă, desfățiți-vă, nu vă mai duci casă pe pământ, că aveți în cer și la mănăstirea voastră care vă aveți întoarce. Strigam, fratele vostru, Ioan, care-l întrebi ce părintele, este
legat, bătut, batrocorit, de aia să caiafa, zilele noastre trecuși de dulatul roșu comunist al altelor anticrist, să-ți iată să zboră. Nu mai am dat fără loc pe lume, să dea indicații. Din 300 n-a cădut nici una. A fost ca Sfântul Apostol Petru și Pavel care din templu se scria către Galateni și îi tărea. Astea au fost oamenii. Și dacă vedeți o putere, nu este de la mine, este de sus al Dumnezeu. Atât eu, da, mă sunt în sărac, nu? Toți bogați în cer, așa cum spune acolo troparul Sfântul Nicolae. Între toți învățători credinții și timp în deții, cu sărăția cele bogate. Sărăția este bogăție. Am o bicicletă. Mi-a văzut-o preasfințită, dar cu bicicleta mers la ora asta, nu, dar nu au preasfințit. Și de acolo, când satul îmi spune racheta, merg cu ea. Din latul, din deaturile mele mai sunt trei. Vai de capul lor, cum sunt. Mă sunt tânăr, mă sunt leu, așa a spus părintele Arsenie Boca. Vei fi leu nostru. O fi mulți lupi. Dacă faci pe când strigă leu, toate fiarele sunt suportate. Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, cu Maica Precurată, cu Sfinții Apostoli care a fost astăzi Evanghelia, să vă tămăduiască, să vă mâluiască, aliargați, și aceste bucurii care le-a simțit, dați-le să adoră. Cu o bucurie, dacă o ții pentru ce nu este bucurie, sau o suferință, dacă o ai și dați-le să adoră, nu este bucurie. Fiți fericiți! Fiți prea fericiți! Ați putut să auziți sau cuvânt, ați citit cărți, eu n-am ce vorbi. Dar m-ați fi depărit că mai este câte cineva care vreau să-l trădesc de-a mâna românească. Nu-ți plecați pe nimeni! Nu o să-mi deci pe nimeni! Precuteanți părinți, din anchetătorii care m-au bătut, m-au batjocorit, m-a legat cu sârmă la spate și m-a scuipat, spunând că mă împărtășește cu cele 7 taine. Știți unde acum? Mitruț Ibărescu. E la gara de lor trecuți. Unde vinde, ia București, București ia. L-am întâlnit. I-am întins mâna. M-am mai cunosc? Și că nu. Eu sunt acela care m-a scuipat. Și vreți să-mi faci. Dacă n-aș fi creștin și român, ți-aș lua gândul, dar sunt român. Mă iert, din inimă te iert, așa-i cu vealaptul meu. Prin ei mi-a prins focul. Cum pot să-l judec eu? Pentru că a fost trimis de Dumnezeu ca pe robul mi-a făcut un somn. A încercat credința Dumnezeu prin el, încât a citit, care știți, de Macabei, acea femeie cu copiii, tot pe aruncat în căzarul cu ulei. Și spune acolo, prin el am încercat credința. Deci o credință neîncercată nu este credință, că să diavolul crede. Deci, închei, să-l dea Dumnezeu putere dacă aș putea să diavolul să-l cuprinde, să-l întoarce, că este îngerul mirat căzut. Așa, și a dus tot teamul. Nu judecați! Nu v-am dat un exemplu de iertare, dar iertați-vă unii pe alte, aveți de cadru, aveți în familie, diferiți. Că copilul, fata, a luat o rasta, băiatul, bea, fumează, nu-l iertați. Pune genunchiul la pământ, faceți câte o vindere până la ora 3 post, luați până când mai de Domnul, vă rugați și vă fac toată Dumnezeu. Și-o să aveați multă mângâiere. Deci, rugați-vă și pentru mine ca măicuța Domnului să-i vedea încă amici, să pot vura către celelalte și să aduc dorința mea este ca tot neamul meu să-l omoresc. Facă Sfântul Apostol Pavel, avea tot neamul meu să-l mânc acolo, iar eu să fiu dat aratelii.
Dacă voi rândui, m-a rândui Dumnezeu pentru păcatele mele și voi simt data stânga în foc, dumneavoastră veți fi în fericire acolo și eu mai sunt focul. Sunt dragostea voastră, dragostea dumneavoastră cu care m-ați ascultat. Și sunteți acolo, ori ești tot sufletul dorește ca să ajungem acolo în părăția Dumnezeu, totdeauna în vechi vechelor. Amin. Amin. Să rămâne să le trăi. Domnul Dumnezeu să-L primească, în acelea de ziua de astăzi, Sfântul Sfântul Sfântie, o să fie o dorită reformată a Regiană Crescii pentru Vântul de Sfântul de Folos, care ne primită în alpinită mai mulți. Mi-aduc aminte apropo de o cultură de gând pe care am auzit-o mai devreme, că se simte tânăr și putere și mai tânăr decât noi toți, că la un moment dat, Cristătorul Bisericii noastre, Patriarhul Daniel, zicea că noi creștiniști noastre biserică nu avem tineri sau între tineri și bătrâni, ci tineri de mai multe vârste. Tineri de toate vârstele, așa, cred că se potrivește din cuvântul ăsta, că n-aveți cum să fiți bătrâni, că stați rămas tineri prin jertfa lui Hristos, prin împărtășirea lui Hristos, prin suferința Lui, prin învierea, după ce astăzi în învierea. Așa că toți cei ce vă simțiți bătrâni de tineri, să știți că aveți o problemă. Aveți, iată, un exemplu viu de tânăr care e la treia tinerețe și care ne învață pe toți să fim cu adevărat tineri, pregătindu-ne pentru veșnicie. Nu poți să te pregătești pentru veșnicie dacă simți că ești bătrânit. Așa că Părintele rămâne pildă pentru toți întristații, mâhniții, depresivii și deprimații zilei. Și să mă bucur că ați fost mulți aici, ca nu cumva ați fost în povecie să vă aud că sunteți obosiți, că sunteți deprimați, că sunteți îndrește și nu mai puteți. Pentru că atât vă aduc aminte de acest tânăr drept ca bravul și care este plin de putere și de dragoste și știm, dincolo de orice posibilă minunie, că este acest lucru posibil numai printr-o putere a unui har, într-o dat firii noastre căzute, care vine de sub din cer. De aceea să întărească și pe Părintele Marian și pe noi de toți, Dumnezeu, pentru a putea face față cu mila Dumnezeu, cu bine cernerii ce ne este pus înainte și să avem grijă să trecem cu bine prin sită. Să trecem dincolo de sită, acolo unde este locul descătării și mila Dumnezeu și îți plata Sfinților. Să rămână Sfinților. Să rămână Să vă rog. Spune Mântuitorul Petru, pentru că vei împătrâni, te va întinde astăzi, te va duce un loc unde nu vrei. Eu nu m-am gândit odată ca jur, ca atâtea triburi. Nu m-am gândit. Dar părinții acelei epoca mi-a spus. Zic că, băi, tu nu vei împătrâni, noi ne vom duce de acolo și vei spune, fiți atâtea triburi. Da, mi s-a lucrul ăsta. Înțelegeți? Deci, Dar dacă, de-o dată, asta, să fie niște magneți, ca să atragem inimile, ca să-ți obedeau. O atragem magnetul, ferul, ca să atragem acest, ca să-ți fie. Tare, copilul, uite, o să-ți fie. Da, am să-ți fie.